Este rară dominație austriacă în Transilvania. În anii 1686, 1687, realizată prin încheierea tratatelor halariene de la Viena și Blaje, între Leopold I de Habsburg și principele Mihail Apafi, au adus Transilvania într-o nouă etapă istorică. Prin tratatele amintite mai sus, principele Apafi a reușit să își mențină domnia sa și a fiului său. În schimbul, instalări de garnizoane imperiale în cetățile importante ale Transilvaniei, precum Clujul, Teva, Alba Iulia, Bistrița sau Sibiu, pe care ei trebuiau să le întrețină financiar. Măsura care s-a soldat cu revolta condusă de fierarul Gaspar Craiș din Brașov, înfrântă de austrieci. În 1691, Leopold I de Habsburg a emis diploma leopoldină, care a devenit Constituția de Căpătâia Transilvaniei. În diplomă, Transilvania devenea principat subordonat curții imperiale de la Viena, confirma privilegiile celor trei națiuni privilegiate, sașii, maghiari și secui, iar dieta rămânea instituția supremă a Transilvaniei. În afară de dietă, au fost înființate noi instituții specifice Habsburgilor, printre care guberniul sau cancelarea aulică, care avea funcția unui guvern, sub conducerea unui cancelar aulic ajutat de 6 consilieri. Tezaurariatul, care se ocupa de problemele economice, comisariatul aulic se ocupa de reclutarea soldaților, justiția se făcea de către două instanțe, tabula continua, care audia cauzele, și forum revizorum, care examina cauzele primului for și dădea sentința. Armata era și ea o instituție importantă compusă din 4 regimente de cavalerie și 2 de infanterie. Politica imperiilor, după cum spune Pompilul Teodor, a adoptat vechile instituții, obiectivelor sale centralizatoare, care au fost transformate în instrumente ale stăpânirii. Am încheiat citatul. Imperiul austriac și-a impus catolicismul ca religie oficială de stat, recunoscând doar religiile recepte, calvinismul, luteranismul și unitarianismul, ceea ce a făcut ca în anii 1687-98, metropoliții români din Transilvania, vrând cu Tănase Angel, au ținut 2 sinoade la Alba Iulia, în care au votat unirea Bisericii Ortodoxe cu Roma, cu Biserica Romană Catolică, unire prin care le se promiteau drepturi naționale și egalitate în statut cu preoții catolici, lucru care a fost recunoscut în 1699 în tratatul de la Carnoviț și a doua diplomă leopoldină, care au recunoscut Biserica Greco-Catolică din Transilvania și pe reprezentanții ei. Dominația habsburgică nu a plăcut principalului Francesc Dacos al II-lea, care a inițiat o revoltă anti-habsburgică. Fiind nemulțumit de politica absolutistă dusă de aceștia, mișcarea a fost înfrântă și încheiată cu pacea de la Satu Mare și mai apoi cea de la Pasăroviț, prin care Banatul și Oltenia deveneau și ele provincii habsburgice. Carol al VI-lea a domnit între anii 1711-1740 și a făcut reforme etnice și religioase prin atragerea boierimii la guvernare și a sprijinit Biserica Greco-Catolică din Transilvania prin acordarea de subvenții și terenuri, ceea ce a permis episcopului de la Blaj, Inocente Micu Klein, să ne înainteze un prim Supplies Libellus, un memoriu prin care dorea recunoașterea românilor ca națiune, apelând la dreptul istoric că românii sunt cei mai vechi locuitori din Ardeale. Micu Klein a mers la Viena și la Roma, unde preoții catolici l-au oferit să renunțe la episcopat și să rămână în exil, unde a și murit în 1762. Lui Carol al VI-lea i-a urmat Maria Tereza, care în urma răscoalei conduse de preotul Pisăron Sarai contra Unirii Bisericești, a dat un decret prin care a permis ortodoxilor să-și manifeste credința liber, însă cu unele restricții. Tot Maria Tereza, în 1747, a dat o ordonanță prin care micșora zilele de muncă ale iubacilor, 3 cu vitele și 4 cu mâinile, și le-a dat posibilitatea de a apela la tabula de judecată a comitatului. La aceste măsuri, iubirima maghiară
a sporit și mai mult obligațiile de muncă și le-a făcut tot mai grele, încât săranii nu mai puteau vedea de gospodăriile proprii, ceea ce a produs sărăcie și nemulțumiri în rândul românilor. Maria Teresa i-a urmat fiul său Iosif al II-lea, care a centralizat puterea desființând ordinele călugărești și unind cancelariile românești și maghiare, lucru prin care a dorit să suprime autonomiile locale. Astfel, în 1781 au fost emise edictul de toleranță care permitea practicarea cultelor necatolice, inclusiv ortodoxe, și în urma regia prin care susținea învățământul elementar la sate. La 24 mai 1782, la Câmpeni a avut loc un târg unde se comercializa băuturi alcoolice făcute de țărani români și armeni. Ungurii, pe lângă muncile extenuante la care i-au supus pe români, le-au interzis și cărciumăritul prin faptul că au dat cărciumile arendașilor armeni. Românii nervoși au venit și le-au răsturnat buțile cu vin armenilor, eveniment care s-a soldat cu 5 români condamnați la moarte. În lunile ianuarie-aprilie 1784, Vasile Ursu Nicula, zis Horia, a mers la Viena și i-a prezentat împăratului abuzurile autorităților prin sentințele date tiranilor prinși în evenimentul de la Câmpeni. Dar n-a reușit decât să schimbe pedeapsa în bătaie, n-a reușit să facă nimic. În luna octombrie, Marcu Giurgiu, zis Crișan, a convocat adunare la Mesteacă, unde Horia le-a spus românilor că dacă vor să fie liberi, să meargă la Alba Iulia și să se înscrie în trupele de grăniceri. Mergând spre Alba Iulia, țăranii adunați la Curechiu, sub conducerea lui Horia, Cloșca și Crișan, a pornit la scoala împotriva nobililor maghiari. Țăranii au distrus conacele nobiliare și au ocupat Zărandul, Abrudul și Câmpeniul. La scoala s-a întins și la Deva, unde nu a avut succes. 44 de țărani au fost executați, iar Horia a dat un ultimat nobililor din Deva, prin care se cerea desfințarea nobilimii și împărțirea pământurilor lor. Pentru cetarea austerităților, românii conduși de Cloșca au semnat armistițiul de la Tibru, 19 noiembrie 1784. Pacea s-a menținut o săptămână, după care conflictul s-a reluat la Bran. Merg spre Câmpeni, unde sunt înfrânți de armata imperială, iar la 27 decembrie, Horia, Cusca și Crișan sunt prinși și aruncați în temniță la Alba Iulia. Horia ar fi fost închis în poarta 3 a cetății, spune tradiția, dar istoricii spun că probabil într-o încăpere din bastionul Sfântului Eusebiu. Cloșca în Varda Mare, locul pe care se află Muzeul Unirii, iar Crișan în poarta a 4-a. Luna februarie, comisia de anchetă condusă de Anton Iancovici le-au pus celor trei o serie de întrebări, iar singurul care a dat răspunsuri a fost Crișan, care s-a sinucis mai apoi. La 26 februarie a fost pronunțată sentința lui Horia și Cloșca, prevăzută în codul terezian, trângerea cu roata, sub acuzația de omor, tâlhărie și tulburarea liniștii publice. În ziua de 28 februarie 1785, pe dealul Furcilor, locul de execuție al orașului Alba Iulia, aceștia au fost trași cu roata. Un martor pe nume Iosef Cabri ne descrie momentul. Citez. Când omul era așezat pe spate, în poziție de răstignite, pe un pat de bârne cioplite în formă de X, pe care e legat de mâini și de picioare. Toată era una de care și avea o parte în formă de cuțit. Călăul izbea la intervale orice legătură, însemnând o fărântură de os. După ce au fost omorâți, trupurile lor au fost trimise prin sate, iar inima și trupurile lor după aceea au fost îngropate la locul execuției, pe locul cimitir al eroilor, dealul Furcilor.
Execuția a fost transmisă și în Europa prin ziariști străini care au scris despre această practică medievală, ceea ce l-a făcut pe Iosif al II-lea să dea patenta prin care a desfințat opăcia de orice fel în Transilvania. În 1937, românii în frunte cu regele Carol al II-lea și cu fiul său Mihai, mare voievod de Alba Iulia, înăcurată pe Iescu, în cu și creștani din Alba Iulia, în fața porții a treia, realizată de artiștii Octavian Mihălțan și Iosif Fechete. Monumentul este construit din marmură, având pe latura interioară un bazorelief cu cei trei conducători ale scoarei, iar pe fațada exterioară statuia Seise Victoria, care poartă în mâini o cunună de lauri pentru a-i cununa pe cei trei eroi. Obeliscul are prevăzută și o cerulă simbolică care amintește de tragicul supliciu.